Vin vești din domeniul sănătății. Executivul a aprobat marți prin hotărâre de guvern pachetul de servicii medicale de bază și cel minimal, precum și contractul cadru prin care sunt reglementate condițiile acordării de asistență medicală pentru asigurați în perioada 2014-2015. Potrivit Ministerului Sănătății, pachetul de bază aduce ca noutate prevenția, care va fi efectuată prin completarea unei riscograme. Astfel, în spiritul prevenției s-a introdus pentru pacienții asimptomatici, adică pentru cei care nu prezintă manifestări de boală și care se consideră sănătoși, cu vârste de până la 39 de ani, o vizită obligatorie la medicul de familie cel puțin o dată la 3 ani. Noul contracadru aduce noutăți și pentru gravide. Astfel, atât în pachetul de bază, cât și în cel minimal, în cazul supraveghere gravidei s-a introdus ca obligatorie și gratuită, pe lângă testarea HIV și testarea pentru hepatitele B și C. Noul pachet de bază, așa cum este prevăzut în contractul cadru, este destul de complex și prezintă o serie de modificări, în sensul că se va pune accent în perioada următoare pe activități care sunt necesite spitalizarea continuă a pacienților. Cu alte cuvinte, vor fi finanțate mult mai bine activitățile de ambulator și activitățile din spitalizare de zi. Pacientul vine în spital, îi se face o procedură, primește tratament, stă maxim 12 ore, pleacă acasă la spitalizarea de zi, sau pacientul se tratează la domiciliu și, conform unor programări, se prezintă în ambulatorul de specialitate, unde își primește tratamentul și unde, cu o trimitere făcută de către medicul specialist de ambulator, poate efectua niște analize sau niște investigații suplimentare care să nu necesite internarea. Toate aceste modificări au ca scop final creșterea sumelor alocate pentru partea de act medical și mai puțin pentru spitalizare, pentru partea hotelieră, pentru că la spitalizarea continuă, automat în costurile spitalizării intră și aceste facilități care se acordă pacienților de a sta internați în spital. Cum este văzut în noul pachet de servicii medicale din punctul de vedere al unui medic de familie, ne spune doctorul Irina Badrajan. Acest pachet de servicii medicale, nou pachet, răspunde nevoilor pacienților? Răspunde nevoilor pacienților. Ați văzut, de exemplu, că vor fi mai multe medicamente compensate pentru bolile cronice care se pot acorda într-o lună, deci mai multe prescripții, asta înțelegi, mai multe rețete cu până la 7 medicamente. După aceea, deci rețeta fracționată, deci o dăm pe 3 luni, dar va putea lua în rate, să zic așa, lunare de la farmacie. Plus că nu se vor mai plăti anumite servicii care la ora actuală se plătesc. Acest nou pachet îmbunătățește relația pacient-medic? Da, cred că da. Acum, foarte multe comentarii anterior aplicării lui n-ar putea face, pentru că în teorie el este foarte bun. O să vedem ce o să fie atunci când va fi pus în practică. Totuși, medicii de familie salută acest nou pachet de baze de servicii medicale. Da, pentru că noi am luptat foarte mult prin reprezentanții noștri, Patronatul și Societatea Națională de Medicină a Familiei, pentru ca acest pachet de bază în cadrul contractului cadru nou să fie, hai să nu zic acceptabil, ci să fie bun și să fie funcționabil, atât pentru pacient, cât, repet, și pentru medicul de familie, pentru că inițial, cum era prevăzut, era puțin o catastrofă din punct de vedere financiar în special și, nu în ultimul rând, al relației pacient-medic. Potrivit noii prevederi legale în sănătate, nu se mai găsesc în pachetul de bază serviciile de homeopatie și fitoterapie. Executivul vrea să economisească o parte din banii care se cheltuiesc pentru tratarea pacienților în spital, astfel că a introdus criterii de internare în spitalizare continuă, dar și în cazul spitalizării de zi. Sucevenii consideră că acest pachet de servicii medicale nu acopere toate nevoile medicale necesare lor. Ați auzit de noul pachet de servicii medicale? Nu. Mergeți la consultații? Da, aproape periodic. Și ce părere aveți despre sistemul medical? Din păcate sunt foarte dezamăgit. Nu sunteți mulțumit de serviciile care le oferă sau de personal? Serviciile care sunt oferite. Personalul, mulți dintre medici merită să fie acolo unde sunt. Ați auzit de noul pachet de servicii medicale? Da. În ce constă? În gratuitatea asta a bolilor astea. Mergeți periodic la medic pentru consultații? Acum la medic, bine. Sunteți mulțumit de sistemul medical? Deocamdată, da. Nu știu mai departe cum va fi. Am auzit, dar nu, n-am fost, ce să vă spun că nu am fost. În ce constă? La analizele la sânge, la coloană, mai multe, la inimă, dar nu sunt sigur dacă sunt aceste analize care... Așa, în
Sistemul actual, când ești obligat tot să te duci să faci analize plătite la greu și tot plătit, pentru că te programează peste 2-3 luni de zile, când tu ce faci în intervalul ăsta? E o problemă foarte mare în sistem. Foarte, foarte mare. Eu zic din punctul meu de vedere.